Băiețelul se afla în grija bunicii și a unei mătuși de 16 ani atunci când s-a petrecut incidentul. Cele două l-au scăpat din ochi pentru câteva clipe, iar copilul aflat în curte a mers de-a bușila în mâini și în picioare după niște cățeluși. A ajuns și la piscina gonflabilă și a căzut cu fața în apă. Mătușa și bunica au fost alertate de alți copii care se jucau în curte. Au ajuns și l-au scos pe micuț din apă. Acesta a primit îngrijiri de la cadrele Serviciului Județean de Ambulanță, după care a fost transportat în comă la spital. El a ieșit din comă sâmbătă seară. Era cineva cu dânsul, în timpul în cât el era lăsat în casă, în decurs de aproximativ 7-8 minute, o ieșit cățeluș și nu mergea pe jos, o ieșit cățeluș, s-a dus la... Târâș s-a dus, nu? Târâș, așa, da. Și mai erau alți copilași acolo în jur, care se juca. Între timp, la el alți copilași micuți au plecat de acolo și au rămas. Totul s-a întâmplat în... O fracțiune de secundă, nu? Da, câteva minute. Și atunci, cine l-a găsit? A găsit mama mea, sora mea și mama mea l-a scos. În toate drepturile urgență a fost adus de către ambulanță un copil, un băiat în vârstă de un an și două luni, în stare comatoasă, găsit căzut în piscina în curtea casei. Pacientul a fost stabilizat la noi, nu? Apoi a mers pe secția de terapie intensivă a spitalului, întâlnat pe secția pediatrică. Copilașul se află acum la reanimarea spitalului județean. Medicii speră că nu va rămâne cu sechele neurologice, având în vedere că nu i-a fost oxigenat creierul cât a stat sub apă.